Peste 20 de societăți din județul OLT din toate domeniile de activitate au fost controlate de angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă. Aceștia au verificat atât condițiile în care muncitorii își desfășoară activitatea, dar și dacă aceștia au încheiate contracte de muncă. În luna iunie 2017, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă OLT au efectuat atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă, un număr de 264 controle, în urma cărora au fost dispuse 304 măsuri, care au constat în aplicarea 171 sancțiuni, din care 6 amenzi, în valoare totală de 56.000 lei din care 40.000 lei pentru primirea la muncă a patru persoane fără forme legale. Reprezentanții ITM spun că o problemă tot mai des întâlnită în rândul angajatorilor o reprezintă faptul că aceștia nu transmit la timp contractele de muncă ale salariaților în revisal, deși legea îi obligă să facă acest lucru. Măsurile dispuse de către inspectorii de muncă au vizat eficiențe referitoare la, în domeniul relațiilor de muncă, transmiterea contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora în revisal la termene legale iar în domeniul securității și sănătății în muncă, evaluarea riscurilor pentru accidentare și îmbolnăviri profesionale. De asemenea, angajații ITM au făcut controle și pe timp de caniculă pentru a vedea dacă muncitorii respectă programul pentru zilele cu temperaturi ridicate. Au fost verificați 22 de angajatori, însă la niciunul nu au fost găsite probleme, susțin cei de la ITM. Luna trecută, la sediul instituției, au fost înregistrate peste 40 de sesizări din partea angajaților care și-au reclamat șefii din diferite motive. În această perioadă, 8 salariați au fost implicați în accidente de muncă, șapte dintre aceștia au rămas cu incapacitate temporară de muncă, iar o persoană și-a pierdut viața.